deci am discutat cu colegii mei, au ridicat fiecare mână, votul în momentul de față este 2-2. Managerul de întreținere, pentru faptul că nu se află organizații de întreținere la Brașov, este pro-suspendare. Directorul de sol, pentru că nu se asigură servicii și după ora 19 de către Romața, de către mai multe instituții, totuși Cronaerul asigură și aeroportul asigură, el este în favoarea ca operațiunea să se continue. Directorul de zbor, în momentul de față, este împotriva operațiunilor aeriene, atât timp cât Romața reprezintă, nu știu cum să spun, arată o piedică, se opune efectiv ca pe viitor, sau să comunice ca pe viitor, că noi vom fi protejați și astfel de situații ca în 24 iunie nu se vor mai întâmpla. Deci, momentan, avem 2 de da, un nu, iar managerul de training, care se ocupă de instruirea personalului, spune și el tot nu din aceleași considerente. Ambii sunt piloți și ca atare, frica lor principală este că, vă spun pe exual, Romața o să ne țină în aer și cine știe, iar întârziem, iar trebuie să plecăm în gravă, pentru că problema cea mai mare a fost că mereu, inclusiv la primul, la zborul din data inaugurală, trebuie să plecăm pe grabă și mi s-a spus de controlul Romața, dacă nu plecați în 4 minute, vă întoarceți în stand. Iar comandantul nostru de la zborul respectiv a avut o replică nepotrivită pe frecvența Romața, prin care a spus că este bine că este român, că este presat ca pilot să decoleze, că dacă într-un 4 minute nu pleacă, rămâne acolo. Ca atare, colegii care sunt pe partea de zbor sunt unul, pilotul de zbor spune da, managerul de întreținere spune nu, directorul de sol spune da, iar, scuzați-mă că aici am intervenit, directorul de training care se ocupă de instruire spune da. Deci avem 2-2, mai e un vot al dumneavoastră. Mai este al meu, dar pentru că am stat în conferință cu dumneavoastră, ne-am apucat să văd toate documentele. Asta este problema cea mai mare. Dar eu am spus-o public și domnului Angel și care cred că a dat din mesajul, dacă avem susținerea Romața, eu n-am nicio problemă să continuăm. Susținerea Romața sunt plus minus 10 minute, plus minus 20 de minute? Plus minus ce permite timp ilegal de muncă, cum o facem și noi de fiecare dată când întârziem și ne extindem timp ilegal de muncă. Deci, din punctul meu de vedere, noi nu dorim plecarea pe Brașov, nu dorim suspendarea zborurilor de pe Brașov. Ca atare, sunt 3 de nu? Nu sunt 3 de nu, nu știu ce să vă spun, că atât timp că Romața, deși s-a solicitat de aseară ca să aibă o poziție publică față de companie, am înțeles pe surse informal, nu m-a sunat nimeni, nu mi-a spus nimeni nimic, informal am înțeles că din partea Romața a existat susținere. Colegii care au fost acolo poate pot să confirme ce s-a discutat, dacă există o susținere într-adevăr sau nu. Deci vă ascult pe dumneavoastră. Ce știm sigur este că în următoarele 3 luni cel puțin înțeleg că nu se poate extinde programul aeroportului. Dar rămâne în acest program. Dar în 3 luni au spus că mai au 4 persoane care vor obține licență. Mă refer la cei care dirigează traficul. Eu am spus și atunci merge o flexibilizare. Dar eu am spus-o, da, eu am spus-o public încă de la început. Daner poate să susțină un număr de pierdere limitat, ceea ce se extinde la circa 30 de zile. În momentul în care vă trecem de pragul de 30 de zile și problema nu este rezolvată, te forțați să luăm măsură. 3 luni de zile să sondiți, să pui un operator în situația să suporte din nivelul propriu pierdere pe care Romața le generează că nu are control de trafic, mi se pare prea mult să ceri unui singur om care este român, brașovean, o singură persoană, pe persoană fizică, susține această operare la Brașov. Dacă autoritățile doresc susținerea unui astfel de program timp de alte 2 luni de zile, trebuie să vină să contribuie cu partea ei. Nu este vina noastră că Romața nu are control de trafic. Noi nu putem să susținem 3 luni. Putem să susținem o lună, cum am spus, deschis de atâtea ori ce puțin în comunicarea cu autoritățile și alte posturi, dar nu putem susține 3. Asta este. O întrebare, mai luați astăzi vreo decizie în următoarea oră, 30 de minute sau nu? Dar trebuie să știm exact dacă suspendați sau nu suspendați. Să presupunem că Romața nu vă mai spune nimic. Ca să nu ne acuzați că așteptăm aeroportul Brașov, o să facem, cred că, dacă îmi dați timp, am nevoie de o oră, ca și eu să discut cu colegii mei, deci vă promitem că comunicăm cu mine. Deci, pur și simplu, decizia. Exact.